Parte 1 bis. Ne sentiamo la casa, la nucchia, la patata, la casa. Qui parte, anzi dice una sciocca, ma è bello. Sciolina c'è sempre piace. C'è sempre. Dumnezeu, cum te face de rușine. Nici nu. Nu-i spune și Biblia, nu-i spune de Dumnezeu cu ea. Și ea ți-a făcut de rușine. Și nu te face de rușine. Asta e Dumnezeu. Noi pentru toate lucrurile care le-am auzit, fiecare cuvânt și gând. Noi trimitem sus, la Dumnezeu. Ție, Doamne. Eu am verset 2. Așa, Pilos, care zice, iar eu, Doamne, Tu ne dai pace. Că știu ce facem noi. Tu îți punești pentru mine. Isaia 26, 12. Și mai am un verset care este că l-am trecut, l-am experimentat și nu știam cum se întâmplă. Și mă întreba de Isaia 26 și nici cum știu. Niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Și fiecare cuvânt care este din gura mea, spune Domnul Iisus, va face voia și va primi Domnul. Subliniez, fiecare cuvânt care este din gura mea, spune Domnul, va face voia. Și atunci, dintr-o dată s-au aliniat așa de multe experiențe în care am văzut că s-au împlinit cuvintele astea. Când la ușă vedeau să intre peste mai sănă o mare, la multe, că numai acolo știa eu să se spune, putea să scrie, și de trăiești, i-a spus că de trăiești, fiu de juritul, nu am dat la mine. M-am dus pe cerunt și am zis, Doamne, numai Tu ne poți scăpa. Și-o rășe. Mâna mea e mai aproape decât orice altă mână. Și în clipa aceea totul s-a schimbat în mine, frica a zburat. M-am dus înapoi în pat. Gălăgia venea de undeva mai de departe, nu de la ușă. Și dimineața gazele noastre de la munte, care au dormit în șură, au zis că n-au putut numai la câine, dar nici bărbații. Câți au fost, cu ce-o merge, au venit să ne urmare. Și Domnul a avut grijă să ne dea o lecție. Dar la altă dată, după ancheta aia de la Ploiești, când au zis că ne duc la Șilava, au nebușnă, gata acum. Dora era de o pește bun și m-am rugat la pătuțul ei, la mea, m-am rugat-o și am zis, Doamne, cine atâtea trebuie grijă de ea? Și Domnul mi-a vorbit, cine ar putea să aibă mai bună grijă decât mine? Doamne, Doamne, iată! Și de atunci am zis. Și nu odată, nu odată, de nenumărate ori, în anii ei, de atunci în coace, am zis, Doamne, mi-ai promis, ține trecută. Pentru că eu știu că scrie, Domnul și-a adus aminte. Și așa mi-am plăcut, am pe ce preocupate, preocupate de cuvântul tău. Și ți-aduc și eu. Da,
not to be said with your Russia, 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 of my imagination, my. When your mother, finance was Donna Grigio there, si è andato via. Ci ha già messo il dono, mi ha dato, cazzo a fare. Non ha mai, però tutti erano in lungo. Ci n'ha uscito che a ci se cubite se vanno a casa. Se vanno a più di niente. Anzi, si poteva fare fare sulle esperienze con lui, carese di lui a lui, ci faceva la vita. A te molto parlare, vino da sé, ci scena che ieri è un posto. Tu ci ha scusa in già, tutte le volte che ha fatto fatte le scivate, tutte ci ha fatto, ieri gli altri, che da che lui ha tutti gli annali di stasso, a parte che non lui ha perdonato le persone che ci desiderano insieme. A forse non è io si è venuto a stare a Borbano, io e io si è venuto a questo dica. Poi, hai si vede, non mi c'è potere un mese. Sono lì. Ma lui va bene, ok. Poi il primo lui che era forse non veniva a questa di arte evangelica. Ma c'era organizzata un professor di loro. Si lasciò, oggi la c'è la gente. Non mi andasse a prestare gli occhi e si dice, draga mia, noi potremmo spone che Don Gesù c'ha di via da lui. Lasciai. Come a dire? Ci hai potuto sapere che ti accade, sono profondo. Sono dei amici, astea sunt acolo. Sunt cunoscute. Mulțumim, Doamne, și să știți. Noi suntem copleșiți astea de Tatăl Său lui Dumnezeu, pentru că fiecare însemnați pentru noi cu dragoste minunată de Dumnezeu. Și vă mulțumim. Vă mulțumim. Și știu că vom fi odată în cerul când ne vom amintiți de mai multe pe care le-am bucurile pe care am vrut în ceas și duce viași în întristări cu mâncăia. Și zice mai departe, chiar și în cerul voi aminti de acele ceasuri de rugăciune. Și așa e. Și mulțumim mult pe cei care au inițiat, pe cei care au făcut. Și că suntem aici cu suma noastră și ne luăm frumoșul aici. Pentru că cineva ne-a făcut dragoste cu ajutorul de Dumnezeu și cu dragoste. Vă mulțumim și vreau încă să vă mai spun ceva. Un lucru care e important. Eram la o ședință de păstor și șef de misiune în America, în timpul cât el era la misiune. Și fiecare spunea ce face în lucrarea lui. Și eu când am început să fac o ședință, ziceam, și stăteau tot și se uitau în jur și comentat, se întoarce unul și zice, ce ai făcut? Cum îl ajungi ca să fac atâta? O, îl fac fericit. Și atunci a fost ales. S-a uitat așa în jur, s-a uitat așa la tine. Că la tot și așa. Trebuie să fii fericit ca să poți face atâta. Iar fericirea am avut-o de la tine. Amin. Peste măsură, odată mi-a și spus, când eram tristă, nu vezi tu că eu îți pun masa și paharul tău e plin. Nu vezi tu, trebuie să vezi, eu sunt. Și așa a fost pentru oameni. Și vă mulțumim cu toată inima, toate vedea și sfârșit, pe frumea.
și toți ceilalți care se vă făcut să veniți și să ne dovediți dragostea Domnului. Suntem, nu știu dacă sunt dincolo ceea ce simțim, Domnul știe, dar vă mulțumim și nu vom uita nici pe Cristian.